Continuăm în această seară să ne uităm în Isaia, capitolul 63. Vom medita câteva clipe asupra acestui pasaj. Dimineața ne-am uitat de la versetul 1 la versetul 6. În această seară vrem să ne uităm la restul capitolului și apoi să avem momente de rugăciune, momente să facem exact ceea ce ne îndeamnă Scriptura în această seară, să ne amintim și să strigăm către Dumnezeu. Evident, este o figură de stil, da? Nu volumul contează, ci inima. Poate să-ți tune glasul, ci inima să nu scoată nici măcar un sunet. Dacă ne uităm la finalul capitolului 63, finalul capitolului 63 se încheie pe o notă extrem de tristă, extrem de dureroasă. Isaia spune, am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit, nu l-ai cârmuit tu și peste care niciodată nu s-a chemat numele tău. Am ajuns ca și un popor care nu are pe adevăratul Dumnezeu ca și Dumnezeul lui. Am ajuns ca și un popor care nu a stat sub călăuzirea ta. Am ajuns ca și un popor care nu te cunoaște. Am ajuns ca și un popor care n-a experimentat tot ceea ce a experimentat acest popor, care n-a fost izbăvit din robie. Am ajuns ca și un popor peste care nu s-a chemat numele tău, un popor care nu-ți aparține și de care nu-ți pasă. Ne arată starea deplorabilă a poporului Israel în care se aflau și acest popor din nou și din nou ajunge în aceste văi adânci, în aceste stări deplorabile. În același timp, cred că ne arată starea deplorabilă a bisericii din ziua de astăzi, poporului Dumnezeu, și în ziua de astăzi merge prin aceste cicluri în care astăzi este pe culme de munți și mâine este în valea cea adâncă. Astăzi pare să facă progrese, se pare să facă reforme și apoi imediat tot s-a pierdut. Dacă stăm să ne gândim la toți cei care au fost înaintea noastră, oameni mari al lui Dumnezeu, care au adus prin mila și îndurarea lui Dumnezeu schimbări reale în biserica lui, treziri reale și doar în câțiva ani au dispărut. Dacă stăm să ne uităm la Europa de vest, care a trecut prin cea mai profundă și reală reformă religioasă, poate în istoria umanității, care s-a întors cu fața spre Dumnezeu, într-un mod extrem de real. Și astăzi a ajuns ca și un popor care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și peste care numele Dumnezeu n-a fost rostit niciodată și care n-a stat vreodată sub autoritatea lui Dumnezeu. Astăzi bisericile sunt goale și cele care sunt pline, Dumnezeu nu este acolo, numele Lui nu este înălțat. Dacă stăm și ne uităm la biserica din România, și nu vorbesc neapărat de biserica ortodoxă sau de alte, vorbesc de bisericile evanghelice, la starea deplorabilă în care se află. Și toți trăim cu acea nostalgie, deși de multe ori este o romantizare, dar parcă era altceva în trecut. Parcă era totuși mai multă viață, parcă era mai multă sfințenie, parcă era mai multă teamă de Dumnezeu. Și ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru astăzi și la cei care pretind că sunt Biserica lui Hristos și spunem, am ajuns ca și un popor peste care numele tău nu s-a chemat vreodată. Am ajuns ca și un popor care niciodată nu l-ai cârmuit tu. Cum se poate ca un popor care este cârmuit de Dumnezeu, care este condus de Dumnezeu, să ajungă în acest hal? Și totuși așa ajunge poporul Israel. Și totuși de multe ori așa ajunge poporul lui Dumnezeu în ziua de astăzi. Dar există în această stare deplorabilă, există totuși o speranță. Totuși, chiar în adâncul întunericului mai vedem o lumină. Măcar atâta lumină să ne dăm seama că ne aflăm în întuneric. Să ne dăm seama că suntem departe de acea lumină, suntem în bezna lumii acesteia, ne-am depărtat de Dumnezeu și nu este bine starea noastră. Mai este puțină lumină. Și întrebarea este ce este de făcut. După ce Isaia vede acea vedenie glorioasă și grozavă în același timp a Mântuitorului, este străpuns din nou în inima lui. Este convins din nou că atât el, dar și întreg poporul este într-o stare deplorabilă. Se află
într-o stare necorespunzătoare față de Dumnezeu, față de Cel care este stăpânul poporului. Și vede din nou această stare deplorabilă a poporului și este hotărât să lupte pentru salvarea poporului, să lupte pentru reforma și restaurarea poporului Dumnezeu. Și vrea să facă aceasta în două feluri. Întâi, vrea ca să le amintească prin propovăduirea lucrărilor lui Dumnezeu, să le amintească despre tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Vrea să le spună despre cine este Dumnezeu și ceea ce a făcut Dumnezeu și felul în care Dumnezeu i-a iubit. Pentru că poporul acesta lui Dumnezeu a uitat cu cine au de-a face. A uitat cu cine stau de vorbă. A uitat cine este acest Dumnezeu măreț care i-a chemat, care i-a răscumpărat, care i-a făcut poporul său. Și de asemenea, biserica din ziua de astăzi a uitat cu cine stă de vorbă. A uitat că El este Dumnezeul suveran și atotputernic. A uitat că este un Dumnezeu sfânt în fața căruia nu poate sta păcatul. A uitat că orice cuvânt al Lui este da și amin și nu avem dreptul ca să comentăm. A uitat că El are drepturi depline peste viața noastră, peste familia noastră, peste biserica noastră. Vrea să le amintească tot ce a făcut Domnul pentru noi, ne spune în versetul 7. Vrea să ne amintească faptele Lui minunate, felurile miraculoase în care a intervenit în viața noastră. Vrea să ne amintească ceea ce și noi, chiar aici, în biserica noastră, suntem așa de rapizi și de grabnici să uităm. Poate în 10 ani, în 20 de ani, noi o să uităm felul minunat în care Dumnezeu a lucrat încât să alcătuie această biserică. Copiii noștri, dacă o să fie întrebați, măi, voi de ce mergeți acolo la biserică? Păi nu știu, acolo am mers întotdeauna. Și mai trec câteva generații și s-a uitat. S-a uitat felul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viețile noastre, felul minunat în care ne-a mustrat, ne-a disciplinat, felul minunat în care, în același timp, când a fost nevoie, ne-a dat pe spinare, dar a venit și ne-a bandajat rănile. A venit și ne-a ridicat din durerea și din suferința și din mocirla în care ne aflam din nou și din nou. Am uitat felul în care rătăceam și dacă n-ar fi intervenit El, am fi sfârșit nu doar în moarte fizică, ci în moarte veșnică. Și Isaia vrea ca să vină și să amintească lucrurile acestea, să le amintească poporului Dumnezeu. Tot ce a făcut Domnul pentru noi și faptele Lui minunate. Dar mai mult decât orice, El vrea ca să le amintească despre bogăția dragostei lui Dumnezeu. El vrea ca oamenii aceștia să privească nu doar la faptele lui Dumnezeu, ci la inima lui Dumnezeu. Să vadă că tot ceea ce s-a întâmplat, ba mai mult tot ceea ce se întâmplă, chiar și perioada aceasta întunecoasă, chiar și mustrarea lui Dumnezeu, chiar și pedepsele lui Dumnezeu vin din bogăția dragostei Lui. Pentru că El este un Dumnezeu care își iubește poporul. Le amintește că Dumnezeu i-a ales să fie poporul său. Că ei au ajuns ca să fie poporul lui Dumnezeu nu datorită ceea ce ei au făcut, nu datorită că ei au fost măreți, nu datorită că ei au fost un popor special, ci pur și simplu că Dumnezeu, în infinita Lui înțelepciune, a vrut să fie poporul Lui. Și ne amintește nouă în această seară că dacă ne aflăm parte din poporul său, este pentru simplu fapt că El a hotărât lucrul acesta. Versetul 8 ne spune, și astfel El, adică Dumnezeu, s-a făcut mântuitorul lor. Pur și simplu Dumnezeu a ales un popor. Pur și simplu Dumnezeu a ales să intre într-o relație cu ei, într-un legământ cu ei. Și de asemenea, înțelegem că și astăzi poporul lui Dumnezeu nu este altceva decât acei oameni care Dumnezeu i-a chemat, care Dumnezeu a intrat într-o relație printr-un legământ în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El s-a făcut mântuitorul nostru. Noi n-am făcut nimic ca să intrăm în această relație. Nu noi am hotărât, nu noi am intrat în acest popor, nu noi am decis, ci El s-a făcut pentru noi mântuitorul nostru. El a hotărât ca noi să fim poporul Lui și El să fie Dumnezeul nostru. Le amintește că El a fost deplin fidel față de acest legământ care l-a făcut cu ei. Spune că în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. În orice zi întunecată, în orice zi grea, în orice încercare, în orice suferință,
pentru că El a făcut un legământ, pentru că El a hotărât ca noi să fim poporul Lui, El a fost alături de noi. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. El i-a răscumpărat, ne spune Isaia, în dragostea și îndurarea Lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Dumnezeu nu își abandonează vreodată poporul. Ori de câte ori se răzvrătesc, El este acolo să-i disciplineze. Ori de câte ori ei se duc departe, El este acolo să-i atragă înapoi. Ori de câte ori ei întorc spatele, El este Cel care îi întoarce înapoi spre El. Ori de câte ori se află în suferință, El le dă alinare. Ori de câte ori se află în robie, El le dă eliberare. Și de asemenea, știm că Dumnezeu niciodată nu ne-a părăsit pe noi. De asemenea, știm că în cele mai grele zile ale vieții noastre, El a fost acolo. El a fost sprijinul nostru. Zi și noapte a fost alături de noi. Zi și noapte ne-a purtat pe brațele sale. Și dacă totuși avem acest Dumnezeu măreț, și dacă totuși El a hotărât să fie Dumnezeul nostru, și dacă niciodată El nu și-a întors spatele de la noi, și nu și-a întors spatele de la poporul Său, cum se explică atunci că a ajuns acest popor în această stare deplorabilă? Cum se explică că biserica în ziua de astăzi este în această stare deplorabilă? Într-o stare în care, când privești la cele mai multe biserici, chiar evanghelice, te întreb dacă vreodată s-au întâlnit oamenii aceștia cu Dumnezeu. Te întreb dacă vreodată a fost chemat peste ei numele lui Dumnezeu. Oba mai mult, trebuie să fim sinceri, câteodată când te uiți la închinarea noastră în această biserică, te întreb dacă odată am dat fața cu Dumnezeu. Când stăm înaintea tronului divin și El ne invită și spune toți cei care vin și îți mărturisesc păcatele, eu sunt bun și drept să le iert și noi stăm tăcuți de parcă n-am avea păcate. Când El se afișează glorios înaintea noastră și ne invită să ne bucurăm în El și din inimile noastre să izbucnească laude și noi nu putem decât să murmurăm. Când Scriptura zugrăvește înaintea noastră un portret glorios a Mântuitorului nostru și inima noastră nici măcar nu poate să vibreze, nu poate să simtă nimică pentru că este așa de împietrită. Ce s-a întâmplat încât acest popor care a fost ales de Dumnezeu, care a fost chemat de Dumnezeu, față de care Dumnezeu nu și-a întors spatele vreodată, să ajungă în această stare deplorabilă? Versetul 10 ne spune, dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Neascultarea lor este ceea ce produce această întristare, nu rupere, Dumnezeu nu-și leapă de poporul, Dumnezeu niciodată nu-și întoarce spatele de la poporul Său, dar această întristare. Și întristarea aceasta produce efecte, produce consecințe din partea lui Dumnezeu. Atunci când copiii noștri fac o boacănă, efectul cel mai grav nu este că au, nu știu, au fugit prin casă și s-a răsturnat o vază și s-a crepat. Efectul cel mai grav nu este că tu le-ai spus să fii atenți cu blidul de pe masă și ei n-au fost atenți și l-au dat pe jos și s-a spătat covorul. Efectul cel mai grav este că neascultarea afectează advers relația copilului cu părinte. Asta este efectul cel mai grav. Neascultarea aceea afectează negativ acea relație. Și noi trebuie, în primul rând, ca să restabilim, să-l aducem pe copil în acea relație, în acea postură în care se restabilească acea relație. Și aceasta se întâmplă doar prin pocăință. Doar prin pocăință putem să facem lucrul acesta. Trebuie să-l chemăm pe copil, să-l invităm să se pocăiască, să-i arătăm cum a greșit și să spunem, uite, vreau să restabilim această relație. Vreau să vezi unde ai greșit. Vreau să vezi că orice ar fi, eu tot te iubesc, dar nu poți să trăiești în felul acesta. Este spre binele tău și este în detrimentul relației noastre. Și Dumnezeu, de asemenea, se comportă diferit cu poporul Său în funcție de comportamentul lor, în funcție de felul în care ei tratează relația care o au cu Dumnezeu. Și din cauza neascultării lor, Duhul lui Dumnezeu este întristat. Al doilea rând. Isaia nu vrea doar ca să le amintească, vrea să meargă dincolo doar de amintire. Și le arată, le amintește că atunci când poporul s-a confruntat cu aceste încercări,
Atunci când Dumnezeu și-a disciplinat poporul, atunci când au trecut prin aceste încercări, în aceste momente de durere, spune Isaia, atunci poporul său și-a adus aminte. Poporul acela care l-a uitat pe Dumnezeu, poporul acela care după ce a fost scos din robie, l-a uitat pe cel care l-a scos, poporul acela care a întors spatele la Dumnezeu, acum când se află în suferință, în valea umbrei morții, și amintește că are un stăpân. Și amintește că are un Dumnezeu. Primul pas este să îți reamintești ceea ce ai uitat. Și anume, cine este Dumnezeu. Și ceea ce a făcut El. Ceea ce a făcut El pentru tine. Să știi cu cine stai de vorbă. Dar apoi, după ce ți-ai amintit, trebuie să strigi către Domnul. Propovăduirea aceasta care trebuie ca să o primim, amintirea aceasta la care suntem chemați, apoi trebuie urmată de o petiție, de rugăciunea noastră. Trebuie să strigăm către Domnul. În versetul 1 la versetul 6, întrebarea care s-a repetat, întrebarea principală era: cine este acesta? Cine este acesta care vine spre cetate? Cine este acesta care vine însângerat? Cine este războinicul acesta care se apropie de cetatea Domnului? Dar acum întrebarea este alta. Priviți în versetul 11 și veți vedea, întrebarea este: unde este acela? Unde este el? Ce s-a întâmplat? Unde este stăpânul nostru? Unde este Dumnezeul nostru? Unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Și-a lăsat el oare turma fără păstor? Poporul Israel l-a avut pe Moise trimis să fie păstorul lor, să-i scoată afară din robie și să-i conducă, să-i păstorească. Prin el i-a dat apă, prin el i-a dat hrană, prin el i-a dat cuvântul lui Dumnezeu. Și-a abandonat Dumnezeu turma lui? Unde este acela care i-a scos? O, în niciun caz. Știm că nouă ne-a dat un păstor mai măreț decât Moise. Știm că nouă ni l-a dat pe Hristos. Noi îl avem pe marele păstor, Domnul nostru Iisus Hristos. Oare pe noi ne-a abandonat în pustie? Oare biserica lui este abandonată de păstor? În niciun caz. Noi știm că acest păstor nu va pierde nicio oaie. Noi știm că acest păstor veghează asupra turmei lui. Noi știm că dacă măcar o oaie s-a rătăci, el merge după ea. Dar unde este el acum? Isaia ne invită să strigăm către Dumnezeu și spunem: Doamne, nu ne părăsi. Nu ne lăsa în această stare. Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? Întreabă Isaia. Noi știm că el a trimis pe cel care botează cu Duhul și pune Duhul nu în mijlocul nostru, ci în inimile noastre. Unde este el astăzi? De ce nu intervine în biserica lui? Isaia ne cheamă să strigăm către Dumnezeu: Doamne, îndură-te de poporul tău! Pentru că am văzut starea noastră și ne-am amintit că Tu ești Dumnezeul nostru. Și știm că ceea ce se petrece acum în mijlocul nostru, știm că ceea ce se petrece acum în biserica din România, biserica din lumea întreagă, știm că starea aceasta de letargie și de nepăsare, starea aceasta de răzvrătire și de idolatrie, este datorită păcatului nostru. Este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru că ne-am depărtat de Tine. Doamne, nu ne lăsa. Tu ești păstorul nostru. Tu ești Dumnezeul nostru. Unde ești? De ce nu intervii? De ce permiți ca numele Tău să fie defaimat? Unde este acela care își va arăta slava prin faptele sale puternice? Unde este acela care a dat apă din stâncă? Unde este acela care a făcut norul să-i urmeze? Unde este acela care a despicat Marea Roșie? Unde este acela care a dat hrană în mijlocul pustiei? Unde este acela care a ridicat șarpele în pustie ca ei să fie vindecați? Va mai izbăvi Dumnezeu pe poporul său, cum a făcut-o și în zilele străveche a lui Moise, astăzi? Isaia ne invită să strigăm: Doamne, unde ești? De ce ne lași în această stare? Ne invită să strigăm: Doamne, privește spre poporul tău. Versetul 15. Privește din cer și vezi din locuința ta cea sfântă și slăvită. Unde sunt râvna și puterea ta?
Fiorul inimii tale și îndurările tale nu se mai arată față de mine. Doamne, ne-ai abandonat? Suntem pierduți? De unde acest curaj? Ca în mijlocul necazului, în mijlocul a ceea ce aparent pare să fie abandonul din partea lui Dumnezeu, în mijlocul pedepsii pentru răzvrătirea noastră, să avem curaj să strigăm către Dumnezeu. De unde tupeul acesta din partea poporului Dumnezeu, nu doar ca să stea liniștit lângă leul acesta puternic, ci să strige către el pentru ajutor, să-l deranjeze și să spună, ajută-mă! Cum poți sta nepăsător când noi pierim aici? De unde atâta curaj? Uitați ce zice Isaia. Totuși, tu ești tatăl nostru. Căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem, dar tu, Doamne, ești tatăl nostru. Tu din veșnicie te numești Mântuitorul nostru. În ciuda păcatului, în ciuda disciplinării, în ciuda rătăcirii noastre, putem fi siguri că El este Tatăl nostru. Dacă El ne-a chemat, dacă El ne-a adoptat, dacă El ne-a făcut parte din familia sa, El este din veșnicie, în veșnicie, Tatăl nostru. Și nimic, nimic nu ne va smulge din mâna Lui. O chiar dacă părinții noștri după trup s-ar dezice de noi, El rămâne Tatăl nostru. El rămâne Mântuitorul nostru. Isaia ne invită să strigăm, Doamne, nu ne mai lăsa să rătăcim. Pentru ce, Doamne, spune Isaia, ne lași să rătăcim de la căile tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de tine? Mai trebuie să răspundem la o întrebare importantă. Le-a împietrit Dumnezeu inima în sensul că Dumnezeu i-a făcut să păcătuiască? În niciun caz. Dumnezeu nu-și face copiii să păcătuiască. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni vreodată la păcat. Ei au păcătuit, și spune foarte clar lucrul acesta Isaia, pentru că ei au vrut. Dar ei au fost neascultători. Dumnezeu nu i-a făcut neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Iar Dumnezeu, într-un act de disciplinare judiciară, le împietrește inima. Dumnezeu se uită la ei, la răzvrătirea lor, la nepăsarea lor, la păcătoșenia lor, la idolatria lor și a noastră și spune, vreți să fiți răzvrătiți? Bine, trăiți în răzvrătire. Vreți să fiți precum n-ați avea un Dumnezeu? Vreți să fiți fără împărat? Vreți să fiți fără stăpân? Experimentați să vedeți cum este. Nu știți să apreciați ce înseamnă să fii sub paza și ocrotirea lui Dumnezeu, sub cârmuirea lui? Și ne lasă pentru o perioadă. Să vedem cum este să fim fără frică de Dumnezeu. Ne lasă să experimentăm consecințele răzvrătirii. Consecințele vieții fără frică de Dumnezeu. Și sunt acele momente când acționăm lipsiți de frică de Dumnezeu, când aducem cea mai mare nenorocire în viața noastră. Luăm decizii împotriva voii lui Dumnezeu pentru care o să plătim toată viața. Toată viața. Și Dumnezeu spune, vrei să vezi cum e să trăiești după inteligența ta și înțelepciunea ta fără să fii ascultător de Dumnezeu? Vrei să vezi cum trăiesc cei care nu se tem de mine? Ia, experimentează, un an, doi, zece. Vestea bună este că Dumnezeu ne poate face să ne temem de El. La fel cum El se poate depărta și ne lasă să trăim fără teamă de El, El se poate apropia și poate să dezvăluie în fața ochilor noștri slava Lui încât să încremenim de teamă, să tremurăm de teamă. Întrebarea este, vrem să intervină? Vrem să experimentăm pe Dumnezeu în felul acesta? Am ajuns oare, în sfârșit, la culmea disperării încât să strigăm către Dumnezeu? Să strigăm, Doamne, nu ne mai lăsa să rătăcim, nu ne mai lăsa să trăim fără frică de Tine. Oricât de dureros ar fi, oricât de greu ar fi, oricât de grav ar fi, oricât de groaznic ar fi experiența aceasta ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Doamne, apropie-Te de noi.
Dragii mei, până când nu recunoaștem răzvrătirea noastră, până când nu ne vedem pierduți și până când nu strigăm către Dumnezeu, vom continua în această pribegie și rătăcire. Dar atunci când Dumnezeu intervine, atunci când Dumnezeu intervine asupra inimilor noastre, atunci când ne zdrobește, atunci când strigăm către El, relația noastră este vindecată. Și El se relaționează față de noi, nu ca un dușman, ci ca un tată. Și după ce am trecut prin disciplinare și după ce am trecut prin pedeapsa lui Dumnezeu, realizăm că El niciodată nu ne-a urât. Și că de fiecare dată când ne-a atins. Și că la fiecare încercare și la fiecare suferință și la fiecare boală și la fiecare moment, El n-a făcut altceva decât în dragoste să aplice disciplina sa. Dar de ce ar face El asta? De ce ar interveni El? De ce ar interveni în viețile noastre atunci când noi suntem răzvrătiți? De ce ar birui răzvrătirea inimii noastre? Uitați ce zice Isaia. Întoarce-te din dragoste pentru robii tăi, pentru semințiile moștenirii tale. O face pentru că El ne iubește, o face pentru că El din veșnicie a hotărât să ne iubească, a luat o decizie ca El să fie Tatăl nostru și noi să fim copiii Lui. Și El ne iubește. Nu o face pentru că am meritat, nu o face pentru că noi am inițiat ceva, nu o face din niciun alt motiv decât că El a hotărât să ne iubească. Versetul 18 ne spune: poporul tău cel sfânt n-a stăpânit țara decât puțină vreme. Vrășmașii noștri au călcat în picioare locașul tău cel sfânt. Ei nu s-au bucurat de promisiunea și de prezența lui Dumnezeu decât câteva clipe. O și astăzi biserica experimentează tot asta, doar câteva clipe. Aici și acolo mai este câte o bisericuță. Mai este câte o oază unde poți ca să mergi să te întâlnești cu Dumnezeu. Dar în cea mai mare parte, biserica nu experimentează astăzi decât clipe și momente. Mici pregustări din țara cea promisă. În rest este beznă. În rest am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit și peste care niciodată nu s-a chemat numele tău. Vestea bună este că dacă strigăm către Tatăl nostru, dacă strigăm către Dumnezeul care ne-a chemat, El este puternic și El este capabil și El vrea ca să intervină pentru că își iubește biserica. Și El nu ne va lăsa în această stare. Așa că în această seară, invitația mea pentru fiecare dintre noi este să strigăm către Dumnezeu, să chemăm numele Lui asupra acestei biserici, asupra bisericii Lui din toată lumea, asupra vieților noastre și să rugăm ca El să intervină.